Bună seara și mă bucur că ne revedem iarăși. În seara aceasta v-am promis o temă foarte interesantă. V-am promis o temă legată de mămici, pentru că foarte multe dintre doamnele care aderă în businessul nostru sunt mămici și m-am gândit să vin cumva în sprijinul lor ca să înțeleagă anumite aspecte legate în special de programul nostru Clean 9, de programul nostru, dacă mămicile îl pot folosi sau nu și ce anume este de ajutor pentru ele în această situație. Și hai să vedem acum, să pornim și să vedem ce provocări au mămicile, ce provocări pot întâmpina și cum putem să le ajutăm astfel încât să își transforme sănătos corpul după naștere, astfel ca micuțul să nu cumva să sufere cumva și lucrurile să se întâmple exact numai sănătos. Și să vedem cum îți transformi sănătos corpul după naștere. Hai să vedem care sunt idealurile oricărei proaspăt mămici, da? Deci când s-a văzut acasă cu bebele și când multe dintre ele au constatat că acesta n-are și instrucțiuni de folosință. Păi, în primul rând, să fie sănătoasă, apoi să aibă energie pentru micuțul ei și pentru familie, să fie frumoasă și îngrijită pentru ea și pentru cei dragi. Proaspăt mămică, da? O presiunea unei imagini idilice și vedem din ce în ce mai des vedete care au născut și la o lună, două, după ce au născut arată wow, trase prin inel și au o imagine idilică de super femei, de super model și este vorba de acel gen sau realitatea este aceasta? Mămica, după ce a ajuns acasă cu micuțul, spuneam că constată că nu este cu instrucțiuni de folosință și că trebuie să se adapteze la viața de mămică, trebuie să aibă o sănătate alimentației pentru că altfel nu vor decurge lucrurile bine. Alăptatul este o adaptare extraordinară pe care trebuie să o facă organismul. Toate acestea să le gestioneze mămica prin lipsa somnului, să își urmărească revenirea organismului la normal, să vadă când și cum își poate relua viața sexuală și cum se pot întâmpla acum lucrurile în condițiile în care micuțul răstoarnă toată viața și câteva provocări legate de refacerea aspectului pielii și părului și o să explic mămicilor să înțeleagă ce se întâmplă acum cu părul lor și cu pielea lor și de ce decurg lucrurile așa. Care sunt factorii de stres pentru o proaspăt mămică? Păi, în primul rând, ieșirea din rutină, din rutina pe care o avea înainte de venirea copilului, lipsa somnului. Grija și responsabilitatea pentru micuțul proaspăt membru al familiei și armonia întregii familii și cum să facă față furtunei hormonale postpartum, pentru că da, și revenirea la normal a organismului se trece tot printr-o furtună hormonală, la fel ca și atunci când mămica tocmai ce a rămas însărcinată. Iată câteva din suplimentele pe care le putem oferi mămicilor ca și ajutoare pentru plus de energie. Și avem aici o listă întreagă pentru plus de energie. Gelul de aloe, lăptișorul de matcă, polenul, Argi Plus, pomstinul, iau-te, polenul le-am pus de două ori, două la primărie, două la școala de băieți, îmi cer scuze. Ceaiul, Super Greens, care momentan lipsește din stocuri, dar o să vină și el cât de curând, să sperăm că eu îl iubesc foarte tare. Pentru echilibrul hormonal, berine, dar Royal Jelly, Polenol, Arctic Sea și Vitalize Woman sunt un ajutor foarte bun în această privință. Despre alăptare
Da, ce trebuie să știi? În primul rând, alăptatul stimulează lactația, conform principiului organul, cum se zice, funcția creează organul. Deci cu cât mai mult copilul suge la sânul mămicii, cu atât mai mult micuțul va stimula cu gurița lui lactația. Este foarte importantă poziționarea gurii la sân și poziția în care copilul este poziționat la sân, deci a copilului ca atare și a sânului în gura copilului. Să nu te îngrijorezi, mămico. Chiar dacă o perioadă este posibil să mai crească sau să mai scadă lactația, important este să te odihnești, să te hidratezi constant. Dacă se poate, când ți-ai pus copilul la sân, lângă tine să-ți iei, de exemplu, ceaiul de la noi, să-l iei neapărat lângă tine și să-l bei. Controlul stresului. Deci este foarte important. O mămică stresată nu va da lapte. Deci, mămico, ai grijă în această privință. Și dacă te simți supra-solicitată, învață să ceri ajutor. A cere ajutor nu este niciun fel de problemă. Abține-te de la alcool, cafea și alimente care balonează. Vom vorbi un pic aici despre aspectele astea, ce înseamnă alimentatul în alăptat. Te hrănești tu, dar concomitent îți hrănești și copilul. Spuneam că un ajutor deosebit din partea plantelor și a ceaiurilor. Pielea sânilor necesită îngrijire specială și, de exemplu, aloe jelly și compresele cu aloe first, de exemplu, când sânul este angorjat, când sânul este inflamat, sunt de mare ajutor, iar aloe jelly este foarte bun pentru a ajuta acele ragade, acele aspecte neplăcute date pe sân de la alăptat. De ce să alăptezi? Păi, în primul rând, avantaje pentru tine ca mamă. S-ar putea la început să crezi că este un pic mai greu, dar să știi că este ieftin, poți pleca oriunde fără să depinzi de sticluțe, de sterilizatoare, de cutii, de apă caldă, este mereu la temperatura perfectă și calmează oricând copilul. Apoi este un act instinctiv, deci nu trebuie inginerie mare ca să-ți pui copilul la sân și să-l alăptezi. Te ajută să-ți revii mult mai ușor după naștere. Încă de la primele alăptaturi, mămica va simți în continuare contracții. De ce? Pentru că de fiecare dată când pui copilul la sân, de fiecare dată uterul ți se contractă și începe să revină la normal. Pentru copil, îi asigură protecție, îi oferă anticorpi, previne anemiile, da? Pentru că este bogat în toate elementele nutritive. Pe parcursul suptului, laptele are o compoziție dinamică. La început este cu compoziție fluidă, bogat în apă, astfel încât mai întâi să satisfacă setea micuțului. După aceea începe să se îngroașe și să devină bogat în proteine, în anticorpi, în enzime. După aceea începe să fie și mai gros, să fie bogat în lipide, astfel încât să primească sațietate, grăsimi multe ca să ofere senzația de sațietate micuțului. Deci, oricât de performant ar fi o formulă de lapte, în niciun caz nu va putea să ofere ce oferă un alăptat, așa cum este ce v-am povestit eu acum. Conferă un confort emoțional, se stabilește o legătură emoțională mamă-copil fantastică, cum nimic nu poate să o stabilească. Ce mai e pentru micuț? Asigură buna dezvoltare a mușchilor faciale, a mușchilor cranieni. Prin supt se stimulează musculatura și primește suficient de mult calciu și îi se închide și mai ușor fontanela, o închidere normală, deci o grămadă de avantaje. Ce se întâmplă cu corpul tău? Păi, în primul rând, dacă ți-ai asumat responsabilitatea să aduci un copil pe lume, să înțelegi că nu vei mai fi aceeași, să înțelegi că vei deveni și mai frumoasă, dar din cu totul alte considerente. Nu din considerentele acelea de femeie manechin, ci din considerentele că vei căpăta formele de femeie împlinită și să fii convinsă că soțul tău te va iubi și mai mult, chiar dacă la momentul respectiv sânul poate mai este picat sau ai mai multe vergeturi pe coapse. Deci ce
modificări sunt? Păi, rotunjimile umerilor, modificări ale aspectului pelvisului, deci bazinul va fi mai lat, abdomenul va arăta diferit, va avea, nu va mai fi atât de tonic, dar nu va fi neplăcut și se modifică sânii. La început, țesutul glandular va fi intensificat pentru a produce lapte matern și va înlocui o parte din țesutul de susținere și din celulele adipoase. Va modifica structura normală a sânului. Sânii vor crește apoi foarte mult în volum. Însă nu există niciun fel de panică. După încercare, sânii vor deveni moi, vor căpăta un aspect mai puțin plăcut și pentru mămică și pentru oglindă, ca să zic așa. Însă nu există niciun motiv de panică, pentru că pe parcurs, când micuțul este încercat, glandele producătoare de lapte vor refi înlocuite de grăsime și de țesut de suport. Sânii tăi vor reveni la normal, aproximativ la ceea formă și mărime, deci să nu te sperii și să nu alergi, cum am văzut eu pe grupurile de mămici, să se ducă să-și pună implanturi că li s-au lăsat sânii după alăptat, Doamne ferește! Ce, mai des, ce să nu facem în alăptat? Deci în alăptat exclus Clean 9. Deci am tot găsit de nenumărate ori această întrebare. Nu Clean 9 în alăptat. Din două considerente. Unu, pentru că spuneam că mămica are nevoie de un anumit țesut adipos în organism pentru ca acesta să ajute și să contribuie la hormonii care să realizeze totul întreg al echilibrului hormonal pentru alăptat specific. Iar al doilea lucru, prin laptele matern transmit și toxinele pe care, deșeuri, hai să le zicem așa, pe care tu le elimini din organism sub influența programului C9. Deci C9 exclus. Și încă o dată și încă o dată și încă o dată, nu este momentul să facem așa ceva. Fit 15, nici atât. Termo Garcinia, uităm de ele. Ajutoare, repet. Gelul, probeul, Arctic Sea, vitamina C, Lightul Ultra și Fast Break, Blossom Herbal Tea, fibrele ajută foarte bine în condițiile în care mămicuța poate are nevoie de o reglare a tranzitului intestinal. Daily sau Kids, mineralele, polenul și Royal Jelly sunt elemente absolut fantastice și de foarte mare ajutor în această situație. Tranzitul intestinal la mămici, spuneam că poate fi o problemă. Aici depinde tranzitul intestinal de alimentație, de hidratare, de gradul de activitate fizică și atenție și de revenirea la normal a structurilor anatomice. Pentru că uterul, dacă a fost mărit în volum, a comprimat intestinele și acum intestinele se reglează la loc. Dacă mămica a mai făcut și cezariană, cu atât mai mult este nevoie de o perioadă de timp până apare tranzitul intestinal normal. Ce ajutoare avem? Bineînțeles, gelul de aloie și beul și fiberul. Acestea sunt de primă intenție. Apoi, aducem Fields of Green și Super Greens. Ceaiul, Lightul Ultra, Absorben C sunt suplimente, Absorben C-ul care are și el fibre, sunt suplimente de foarte mare ajutor în această situație. Când îți poți relua viața sexuală? Păi, nu este nimic bătut în cuie, dar și cum este și popular, și religios, și se spune că după 6 săptămâni. De ce? Pentru că cam după 6 săptămâni nivelurile hormonale și uterul este aproape revenit la normal. Se duc și semnele și simptomele de sarcină, femeia își recapătă puterile, energia pentru a face față îngrijirii copilului, dar în niciun caz reluarea activității sexuale nu se face decât după examen ginecologic, medical, amănunțit după naștere. Deci, specific, fiecarei femei, în funcție de și în consultanță și ținând aproape cu medicul ginecolog. Ce ajutoare avem? Păi, genul de aloe vera, Arctic Sea Daily.
sau kits minerale, polen și royal jelly, sunt elemente nutritive importante care susțin echilibrul hormonal. În plus, local, utilizarea de aloe first chiar și în spălătură vaginală pentru, știu și eu, diverse secreții care mai apar, iar aloe jelly poate fi foarte bine folosit și ca și lubrifiant sexual. Refacerea aspectului pielii și a părului. Să știți că există un moment în care părul cade foarte tare și acest lucru se întâmplă datorită schimbărilor hormonale și există și popular o vorbă, zice, atunci când începe mamă să te cunoască copilul, atunci îți cade părul. Nu, deci când începe să te cunoască copilul, cam la 3 luni copilul vede foarte bine și atunci își vede perfect și mama. E, cam în jurul perioadei de 3 luni, atunci este o anumită balanță hormonală, deci să nu te sperii, mămicuțo, dacă îți cade părul, pentru că este normal să se întâmple acest lucru. Dacă susții mai mult și cu elemente locale, cum ar fi aloe jojoba, șamponul și condiționerul, să utilizezi pentru corpul tău avocado face and body soap și dacă aduci minerale, polen, daily, bineînțeles, gelul de aloe vera cu probe și cu Arctic Sea, cam asta, după cum vedeți, cam asta este bateria de suplimente care sunt extrem de benefice pentru mămică. Despre vergeturi, da, ele apar pe parcursul sarcinii, sunt niște leziuni cicatriceale care apar prin ruperea fibrelor de colagen, pot apare pe șolduri, pe burtică, pe sâni, datorită creșterii bruște a volumului, dar se pot obține și ceva ajutoare, hidratare foarte bună, Abeta Care este foarte bun și să nu uităm de Firming Complex, deci mai ales mămicuțele care au și cezariana, pentru o cicatrice foarte frumoasă, Firming Complex-ul imediat după ce ai născut, un flacon este absolut fabulos în a fi folosit local, bineînțeles utilizarea săpunului nostru la nivel general ca și igienă și aplicația pe tot corpul cu aloe lotion, iar specific strict pe vergeturi, alfa e-factor este de foarte mare ajutor. Cloasma gravidică, acea mască hiperpigmentară care poate apare la unele mămici, este de, în primul rând, încă de când ești însărcinată, să folosești Protecting Day Lotion în fiecare zi, indiferent dacă zilele sunt însorite sau nu. Dincolo de faptul că este și o foarte bună bază de machiaj, oferă și protecția solară minimă de care ai nevoie. Iar pentru a ajuta estomparea acestei cloasme gravidice, Forever Happy Blanc este de foarte mare ajutor. Pentru îngrijirea tenului la proaspete mămici și în general echilibru hormonal la momentul acesta este înclinat mai mult către estrogen, atunci este nevoie și apare o mai mare încărcare a tenului. Gama Sonia Daily Skin Care este foarte potrivită și avem acum acest pachet nou promoțional, Sonia Skin Care Experience Pack, unde avem gelul cleanser și refreshing mask, care este de asemenea absolut extraordinar. Când să ne punem problema în a reveni silueta la normal? Răspunsul este aproximativ 2 ani de la naștere. Abia atunci ne gândim. Cea mai bună cură de slăbire este alăptatul și după 4 luni, senzația plăcută, fericire când ești graviduță, mamă minunat, toată lumea te felicită. După 8 luni, te simți cât elefantul și zici, abia aștept să nasc. După 2 ore, după ce ai născut, zici, în vecii vecilor, nu mai îmi doresc alt copil. La 2 ani vei spune, cred că sunt pregătită pentru un alt bebe. De ce alăptatul este cea mai bună cură de slăbire? Pentru că alăptarea dispune de un efect metabolic care ajută organismul să revină singur la normal. Doar alăptarea, dacă mama duce o viață sănătoasă, nu sedentară și consumă alimente, deci dacă nu își face sport și consumă alimente nesănătoase și doar se bazează pe alăptat, nu va reuși.
În medie, o femeie se îngrașă cam 12, 13, 15 kg în timpul sarcinii. Corpul acumulează aproximativ 4 kg de grăsime în apropiere de naștere pentru a pregăti, cum spuneam, organismul pentru alăptat. Cum se face revenirea la alăptat? Păi, în primul rând, alăptatul presupune în medie un consum zilnic de în plus față de consumul obișnuit al mămicii, cam de 500 de kilocalorii, adică echivalentul unui sandwich sau al unui pachet de biscuiți. Este de luat în considerare îmbunătățirea calității alimentelor, pentru că nu-i tot una să iei 500 de calorii dintr-un sandwich sau 500 de calorii dintr-un pachet de biscuiți. Nu uitați de lichide, sunt extrem de importante, inclusiv pentru aceasta, și atenția aici la confuzia dată de organismul se simte zăpăcit când senzația de sete poate fi percepută ca foame. Și am mai vorbit eu și în alte seminarii de acest aspect. Ce este nevoie pentru mămici ca să revină la normal, încet, încet, treptat, treptat, pe parcursul alăptatului? Să consume multe fibre și proteine, să combine acestea, pentru că prin combinarea lor va avea gestionată foamea. Și aici foarte bine în gestionarea foamei, să știți că Aloe Blossom Herbal Tea cu Gymnema Silvestre din compoziția sa este un lucru foarte bun. Proteinele sunt esențiale pentru a da senzația de sațietate și pentru a ajuta la reconstrucția musculară. Fibrele. Dacă nu sunt, așa, să nu uităm că laptele 50% e compus din apă, așadar hidratarea, ziceam că este extrem de importantă. Slăbirea să se facă gradual, cam 500 de grame pe săptămână, în timp ce se consumă aproximativ 1500-1800 de kilocalorii pe zi. Atenție, dacă te înfometezi, compoziția laptelui nu este afectată de alimentație, însă starea de sănătate a ta poate suferi, pentru că este posibil ca organismul să consume prea mult din rezerve pentru a face lactație. Ce este important? Nu să mănânci cât doi, ci să mănânci când îți este foame și să consumi lichide multe. Conform ultimilor cercetări, se spune că alimentele nu există practic alimente care să fie interzise în alăptat. Atâta timp cât ele sunt sănătoase și nu prezintă pericol pentru mamă sau pentru copil, poți să mănânci și un pic de ceapă și un pic de usturoi, poți să mănânci gradat și fibre, cum ar fi, toată lumea zice, vai, nu mânca varză, nu mânca fasole, mănânci ponderat, mănânci câte un pic, abia obișnuiești și organismul copilului cu anumite proteine și anumite lucruri pe care tu le iei din alimentele respective. Absolut interzis tutunul, alcoolul în cantități mari, unele lactate și alunele doar în eventualitatea unor alergii alimentare. Dacă nu poți să te lași deloc de fumat, este bine ca măcar să încerci să-l reduci. Am găsit aici sfaturile doamnei dr. Corina Aurelia Zugravu, medic primar de nutriție și igiena alimentației, care spune că organismul femeii depozitează aproximativ 4 kg de țesut adipos în sarcină. Alăptarea poate consuma foarte mult din energie și dacă nu se alăptează, kilogramele respective pot rămâne constante și atunci te chinui să le dai altfel jos. Slăbirea este influențată în mod real de efortul depus, aproximativ 500-700 de kilocalorii, spuneam că consumă organismul atunci când alăptezi, că ai nevoie doar de un surplus de aproximativ, deci nu să te înfometezi, cu atât mai mult să aduci în alimentație în plus, cam 450 de kilocalorii, dar spuneam să nu mănânci cât pentru doi. Deci, departe acest gând, și că este foarte important să te apuci să faci și mișcare, programul de mișcare să fie inclus. Pentru revenirea la normal a siluetei, de ajutor este înlocuirea a unei mese, dacă ține apărat, cu light, ultra sau cu fast break, să consum fibre, super greens,
Fields of Greens, Arctixiul Pro B, bineînțeles, gelul de aloe. Deci, cam așa arată gama de produse pentru super mămici. Deci, mămicuțelor, puteți să consumați oricare din aceste produse. Vă vor fi de mare ajutor. Gelul de aloe vera este cel mai important element nutritiv pe care poți să-l iei în alăptat pentru restabilirea întregii sănătăți a organismului. Deci este extrem de important pentru tine ca să îți reconstruiești organismul corect. Să nu uităm că gelul de aloe vera de Forever este cel care are ca și unic conservant vitamina C, în consecință la odată cu elementele nutritive extrem de bogate pe care le iei din gelul de aloe vera, ție și cantitatea de vitamina C de care ai nevoie. Da, poți să consumi Argi Plus pe parcursul alăptatului, acesta îți va aduce energie, îți va aduce masă proteică, ca să zic așa, prin L-arginină, îți va ajuta vascularizația să care foarte bine elementele nutritive. Vei primi un ajutor fantastic în complexul de vitamine și în amestecul antioxidant de fructe. Și eu îl am alături de mine, sunt la programul C9, așa cum e toată România, și la secțiunea de întrebări o să iau și eu. De ce gelul cu Argi Plus? Pentru că acest duo absolut extraordinar îți ajută organismul, dacă mai iei, deci minimum, dacă iei gel de aloe cu argi și mai pui și Arctixiul, este minimum care poți să-l iei ca să fii sănătoasă pe parcursul alăptatului. Gelul de aloe cu Argi Plusul îți asigură absorție digestivă eficientă, circulație vasculară optimă și aport de nutrienți și de antioxidanți. Ceaiul pe parcursul alăptatului, spuneam că este un element foarte bun, îți ajută foarte bine gestionarea foamei, îți ajută foarte bine nivelul de energie, îți ajută apărarea organismului, îți ajută circulația limfatică, are efect antispastic și detoxifiant și este foarte bun și te poți hidrata foarte bine cu el. Pomstin Power, un plus de energie, mai ales acum cu perioada asta mai tulbure, și un plus de imunitate. Fibrele sunt extrem de importante pentru mămicuțe, da, spuneam că au nevoie pentru restabilirea corectă a tranzitului intestinal, deci este perfect în această privință, deci utilizarea fibrelor sunt foarte bune. Fields of Greens cu ansamblul său de verdețuri, cu efectul energizant, de asemenea contribuie la un tranzit intestinal foarte bun, la excelentă sursă de vegetale. Vitamina C și ea ca atare plus fibrele vin să ajute organismul extrem de bine și, de exemplu, pentru piele și păr ajută foarte bine în refacerea aspectului pielii și părului în timpul alăptatului. Da, garlicul, dacă ai nevoie, știu și eu, pentru un plus de imunitate, poate pentru o stare de indispoziție, îl poți lua și garlicul și propolisul pot fi foarte ușor luate de mămici. Pentru aspectele legate de piele și de păr, Naturmin, și aș mai adăuga aici din nou, și Farming Complexul sunt elemente foarte bune în ceea ce privește menținerea sănătății întregului organism. Naturmin mai vine cu un plus de beneficii și pentru echilibrul hormonal. Calcium. Da, ai nevoie de calcium foarte mult în această perioadă. Deci dacă nu iei suplimentul daily care să-ți aducă ceva calcium de acolo sau dacă cumva chiar pe parcursul sarcinii ai avut un calcium mai redus ca și concentrație, Forever Calcium este de foarte
foarte mare ajutor. Ziceam că Arctic Sea-ul este absolut important să-l iei și pe parcursul sarcinii și după. Îți va ajuta foarte bine echilibru hormonal, îți va ajuta foarte bine echilibru proinflamator, antiinflamator, îți va susține foarte bine aspectul pielii, aspectul părului. Ziceam că daily îți aduce peste 50 de nutrienți, fie că sunt vitamine, minerale, fie că sunt fitoenzime, care să îți ajute pentru susținerea sănătății întregului organism. Probe cu bacteriile sănătoase pe care le aduce în corpul tău, îți va proteja foarte bine sistemul imunitar, îți va proteja foarte bine sistemul tău deci dacă ai un echilibru la nivel intestinal, acest echilibru de bacterii sănătoase va genera și vitamine pentru organismul tău încă din interior. Abetacher, cu efectele sale date de vitamina A și vitamina E și seleniu, contribuie la menținerea aspectului părului, acuității vizuale, rol de protector celular, pe acestea toate le poți lua. Dacă ai un, să zic așa, un încă acea furtună hormonală și nu poți o gestionezi foarte bine, să știi că Vitolife Woman în 2 tablete pe zi, chiar dacă ești proaspăt mămicuță, multe dintre noi am fi tentate să zicem că Vitolife Woman este suplimentul femeilor 40-45 plus sau în perioada de perimenopauză. Nu! Și pentru sindromul premenstrual este foarte bun pentru acele manifestări și pentru acele aspecte și, spuneam, furtună hormonală dată de alăptat. Produsele apicole, oricare dintre ele le folosești, sunt extrem de nutritive și pure, cu concentrații foarte mari și cu aport de elemente nutritive concentrate și cu etichetă, ca să spun așa, de bio, extrem de hrănitoare. Da, ziceam că poți să consumi una, două măsuri de Light Ultra. Am avut și astăzi o discuție cu o doamnă care mi-a scris o întrebare, că a văzut scris acolo maltoză și că maltoza egal zahăr și că sunt 16 grame. Dragii mei, sunt 16 grame de glucide. Maltoza, da, este unul dintre acele glucide prezente în Light Ultra și maltoza, da, este, poate fi asimilată cu zahărul, dar maltoza prezentă în Light Ultra, alături de toate celelalte glucide, sunt obținute din legumele, fructele din care au fost extrase vitaminele, fibrele și toate celelalte care vin să constituie pulberea extrem de sănătoasă pe care o poți mânca. Fast break, la fel, poate fi o opțiune foarte bună cu, de a satisface senzația de dulce, cu aport, ia observați, de vitamine, minerale, zaharuri, repet, zaharul nu egal zahăr. Deci să reținem acest aspect. Un ajutor fantastic pentru mămiși, să nu uităm, mai ales că acum creștem, grija pentru a nu adăuga chimicale în îngrijire, deci să folosească pentru spălatul veselei micuțului și pentru spălatul hainelor Forever Aloe MPD. Și în final, sfaturi pentru o mămică relaxată. Începe ziua cu 5 minute numai pentru tine. Găsește-ți aceste minute numai pentru tine. Ai nevoie de ele. Pentru că este bine să-ți faci un plan de acțiune pentru întreaga zi și în funcție de ce ai de făcut, le pui cu steluță pe cele prioritare, 1, 2, 3, 4 și ia-ți-le și fă-ți-le în ordine, pentru că dacă nu te organizezi, nu vei putea face față. Să nu uiți de hidratare, să-ți faci timp să mănânci neapărat, chiar dacă mănânci cu o mână și cu cealaltă mesteci în cratită. Când nu mai poți, învață să ceri ajutor. Nu fi orgolioasă, pentru că nu îți va ajuta la nimic. Și apoi încheieți ziua cu 5 minute pentru tine și cu recunoștință că ai încheiat cu bine o nouă zi, oricât de multă energie a trebuit să dai acelei zi.
În final, după cum spuneam, când micuțul vine în viața noastră, nu vine cu instrucțiuni de folosință. Așa că nu există mamă perfectă, nici mamă suficient de bună, ci doar mame care fac ce pot, tot ce pot ele cu mijloacele pe care le au. Eu vă mulțumesc! Nu uitați că în fiecare seară sunt alături de dumneavoastră pe această sală Zoom, în fiecare a doua și a patra miercuri, la ora 12, avem prânzul de lifestyle și beauty. Zilnic sunt alături de dumneavoastră pe infoproduse@aromforeverliving.ro. Și pe adresa de mail vă rog să scrieți întrebările așa cum v-am scris și pe chat în seara aceasta. Vă rog să mi le scrieți complete și complexe. Și de asemenea, aceste prezentări le găsiți într-o bibliotecă imensă în YouTube-ul companiei, pe Forever Living România, Products România, HiQ.